and on speakerphone. Gata, hai să dai în jos totul aici. Pe iarba. Mai vrei? Dorian, ce faceți? Unde sunteți voi? M-am descărcat un tir, mă, acum descărcăm ce am descărcat din tir din altro remorcă pe jos. Pe bune, nu. Haide, că am de cărat, hai lasă-mă. Nu stai pe distracție cu iahtul. Nu, mă, hai lasă-mă. Hai, pa. Bă, este criminală, mă, sângele ăsta, mă, mâncați-aș gura ta. De ce crezi că m-a sunat Rubi? Ce faceți? Zic, car, Rubi, lasă-mă că-s nervos. A, deci nu vă distrați, da? Ce problemă avea ea, da? E mai bine la noi. Mai trageți de timp, băieți! Așa, stop. Aha, îl fixez acolo direct, am înțeles. Bă, și după ce le-am descărcat și din remorcă, am zis, gata, aici se încheie, vine altă echipă, coptură galbenă, nu mai muncim noi. Hai acum să montăm benul și să ridicăm. Dar tu faci asta foarte des, așa, nu? Când te plictisești, apuci să montezi chele. Păi da, mă, că el n-a avut Lego. Așa, vezi? Când era mine. I-au dat niște fiare, nu-i vina lui, ești nebun. Dai, bine. Bine. Ia dreapta, un pic dreapta. Așa. Acolo a fost foarte greu până am parcat Liza, că e complicat. Știi să bagi Liza, trebuie cineva să te dirigeze ca la avioane. Dai ușor înainte. Drept. Vreau și eu cu aia. Bravo. Ai răbdare un pic, că e foarte. Zi, bă, că mă. Dai. Am băgat Liza în palet cam în 2 minute. Ceea ce e record, adică nu poți să așa. Te duci, bagi și ridici, nu? Bă, și când au să plec, nu plecă. Dai. Trage un pic pe tine. Trag de ea nimic. Și acum trage frâna de mână și s-a dus în jos. Și acum poți să pleci cu el, că altfel nu merge. Ia de uia. Și cum pleci cu el? Bă, nene, nu merge asta. A venit un nene, ne-a ajutat. Bă, uitați-mă așa. Hai. Ia-l-o primit. Hai, i-a dat drumul, mă. Nu, era așa, aveți spații așa. Hai, unde, mă? Hai, afară. Hai că te ajut eu. Stai, bă! Bă, unde mă duc? Bă! E ușor, bă, să nu cadă astea, bă, ai grijă. În fine, ne-am plimbat un pic cu Liza aia pe acolo, am cântărit și aia, am cântărit și niște cartofi. Eu zic că ne-am achitat de treabă. Nu mai aștept. Mai venim. Îmi pare rău că nu vine mașina ca să descărcați. Și nouă ne pare rău, pe cuvântul meu. Vreau cu Andreea. Nu vine mașina. Ia uite, bă, frate, bă, și eu am venit aici, uite. Ia uite, bă, nene, bă, să nu vină mașina, mă. Băi, atunci, băieții, hai să putem face. Stai, doamnă, că mai poate vine mașina până la urmă. Ia uite, bă, ce ne supărăm așa pentru nimic. Ne-a dat doamna, foarte drăguț a fost. Ne-a dat legumele, ne-a zis, uite, puneți-ne mașină. Le-am pus, ne-a dat și în plus. Vă mulțumim mult. Le avem de toate. Foarte frumos. Ne-a dat. Și noi am băgat. Mai lasă-mă, că nu ne-a dat pe gratis. Da? La revedere. Unde hai, Rubi, cu el în afară. Domnișoara, cu gând. Rubi, hai cu el afară. Gheulgi, care m-ai păcălit? Gheulze. E aici? Nu m-a păcălit. Bine a făcut că n-a venit. Acum am înțeles, e soțul tău aici și de-aia n-ai venit. O zi minunată, vă dorim. De acolo plecăm la țuică. Ne trimite Neamărin să luăm țuică. Țuică de la liman. Bun. Vrei, lasă-mă pe mine. Bagă-te, mă. Așa. Urcă tu acolo. Ia, stai, stai. Up. Lasă-o așa. Stai așa. Gata. A venit Dani cu 2 muncitori. Eu am montat ce trebuia să montăm noi de altfel. Iar eu cu Liviu m-am apucat să montăm steagurile. Hai, Liviule! Aici sunt! Alea trebuiau date cu scoci întărite bine, că trebuie să le punem undeva pe circ. Acum am luat steagurile, eu le-am pus cu scoci, mai era un băț care era liber. Ăla lasă-l pe masă, aici, ca să și le ia el. Nu ne trebuie? Nu. Sau mai bine ia-l în buzunar, dacă o fi de ne trebuie, să-l avem. Lasă. Ia-l, mă, nu mai venim înapoi, mai bine-l avem la noi. Mai ia tu. 2. Și la 5. Eu am luat steagurile și le-am băgat în buzunar, erau 2 steaguri pe care le-am găsit acolo. Și le-am zis să nu le fure careva, le pun eu la mine în buzunar. Ule, bate vântul, e frig afară, pune ceva pe tine. Descarcă un tir cu Sony, vrei? Hai că acum trebuie să urcăm în picioare, Benner. Ia! Păi e fleșcă, tricou, un tir. Benner, uite, tăiat. A lucrat, au lucrat, nu sunt ca tine.
Băi, n-am găsit ciocanele, Sony. Ai, am spart. Scara? Unde ciocanele aici? Aici, în spatele caravana asta. Două ciocane, mă, sportiv, mă, nu sunteți voi forțoși. Bă, și nu știu cum te ține, bă, și neamărin ăsta și cum te ține și Sony ăsta dintr-una într-alta, parcă te simți ca un pugilist în colțul ringului bătut de celălalt măr. Da, două ciocane le numește el. Două ciocane, ce să ți le arăt, mă, că nu poți să le ridici, ești nebun, ci că arată-mi-le el. Vrei să-mi sară umerii din loc, ești nebun? Deci dintr-un pumn nu te trezești că vine altul. Hai să vedem și noi câte sunt alea, să le facem, eu așa am învățat, când ele le pune să știm cum vin. Două Uniunea Europeană, trei de Italia, trei de România. Băi, cum le punem, că n-avem cum? Deci, stai așa, mă duc să mai iau unul, facem patru români, stai așa. Că mai erau pe masă acolo, care el a găsit un băț liber. Stai așa, stai din gură. Auzi, stai, să-i zic că am eu steagul la mine, să nu se mai ducă de nebun. Stai din gură, auzi. Eu am vrut să-i zic. Da, acum las. Băi, unde, cine a luat steagurile de aici? Sony, Sandy, cine a luat steagurile de aici, alea două? Să vezi că nu-l găsești. Erau două steaguri românești aici. Da. Taci din gură, că zicem că ce? Care vă zbui? A venit. Ce a făcut? Aduce o ala la băi ăsta, Paul ăsta. Intră în bucătărie, ia ce vrea. Noi căutăm tot scara și zice, ne-am arines, trebuie scara, ți-o aduc eu. Și cu steagul? Lasă, deci câte avem? Avem trei românești, patru românești. Patru românești. Patru. Două din astea, trei din alea. Da. Vă dați seama că l-a uitat de acolo până aici. Care se laudă, care are memorie de elefant, care are memorie. Câte steaguri a numărat și că era un băț liber. Cum nu erau trei? Uite aici, nu. Între trei italiene băgăm un european așa. Și a făcut 1, 2, 3, iau. Uite, avem patru de România. Și băgăm două românești la dreapta, două la stânga. Da. Nu e bine așa, da? Da! Și cât de zăpăcite, nu-și dă seama cu steagul. Am montat steagurile, după care am luat o scară. Și împreună cu Dani și cu Gheorghe, omul lor de aici de bază de circ, am mers în fața circului, am pus cara, două pe partea, doi pe partea asta. Acum cine le pune? Vă las pe voi să ghiciți. Ia! Stă la cum? Uite aici, hai! Stă de ce? Stă de ce eu? Vai! Mie mi-e și frică de înălțime. Vai! Stă de ce eu? Ai, nici problemă. Am doar în figel acolo, ai luat pe amândouă ca să... Figel, Italia. E bun. Ți-ai zis că de unul, așa. Bagă-l pe ăla România acum. Auzi, se pare că nu mai spune. Gata. Le-am pus exact cum a trebuit să le pun, pe care am coborât. Dă-le coasă, pune-o la rulot. De ce frumos a întins neamărin. Aoleu, lasă-mă de... Română, doamnă. Bună ziua! Bună! Să trăiți! Doamne, ce bine v-am găsit la treabă! N-are nimic, doamnă, bine v-am găsit, să trăiți! Ajungem într-o gospodărie cu un om și o doamnă. Și noi am venit să luăm niște țuică. Așa? Pentru că nu știu cine bea țuică pe căldurile astea. Neamărin, că care frisoane noapte. Nu, că care frisoane noapte, e și bătrân. E bătrân! Domn pentru Neamărin, nu pentru noi. Bine ați venit, vină încoace. Am pentru voi asta, uite. Noi curățăm trandafirii, făcuseră foarte frumos în față, într-adevăr. Fii atent, Rubi, te-ai scos. Un trandafir crește la firida mea. Și tu ai o, am o treabă pentru tine, Maxim. Dar noi nu vă place să urmărească trandafiri. Ai măștile, știi? Vină încoace. Bravo, când punea măștile, bravo. Și tu rămâi cu Rubi aici și continui cu gardul. Cu ce gard? Cu uite ăsta. Păi e pus, ce să-i fac? Păi da, să-mi vopsești? Dai cu vopsea! Cu vopsea? Da, uite aici! Unde e alb, îi dai cu negru! Și lui îi dau ceva special! Unde e alb, îi dai cu negru! Să vă spun ceva! Arată superb așa! Unde mă duci? Am un șanț de băgat niște pământ înăuntru! Pe bune, dau eu la lopată și pe mironosița de Andrei l-ai pus să vopsească un gard, pe bune? Da, dau cu vopsea și pe unde sunt cifrele alea, să nu șterg cifrele. Nu, merge, lasă că faci, după aia scriem cu alb ca să se vadă 23. Dau și unde e alb, așa? Să fie frumos, uniform? Nu. Nu dau și pe piatră? Dacă dau și var să dai. Nu cu var, cu negru, ca să fie mișto și când vede lumea nebunește. Hai, apucă-te de treabă. Amezam! Spune-i lui Andrei să vină să mă ajute, că nu pot. Nu ai nevoie de ajutor.
Ești un bărbat feroce. Să nu exagerăm, vă rog, domnul. Nu-l mințiți, că se duce acasă și face păleu pe acolo. Ce prost ești! Și-am vrut să văd și eu rulotele cu colegilor mei. Să văd și eu cum stau ei. Am intrat la Cosmin, avea scară la pat, nu știu dacă ați văzut. Nu glumesc. Stai bogat, mă. Piticu bogat. Stai chiar bogat. Ia. Dezastru și mirosea acolo un pic, cred că fiecare cu nevoile lui. Liviule, tu ce faci? Control la ăștia, să vezi? Foarte bine. Fă turul și am mai până la ei. Am intrat la Anda, nimic spectaculos. La Rubie zici că a venit războiul, al doilea război mondial. Papagal. Băi, fraților, am intrat la Dorian Popa. Și uitați-vă ce ordonat este. Uitați-vă un pic. Nici când mă bătea mama cu furtunul de la mașina de spălat, cu făcălețul și cu umerașul și cu cureaua, eu nu aveam așa șifonier. Deci erau toate așezate, pantalonaj la pantalon. Șosetă de o culoare la șosetă de o culoare. Șosetele nu... Știți cum le faci? Care a venit, asta o mănâncă pe aia, alaltă și asta o mănâncă pe aia, și pac, a venit un ghemotoc. Nu. Șosetele așa... Acum, cum am dat eu privirea, două ceasuri. Scumpe. Scumpe. Am un două scumpe. Eu am un Casio. Stare două Rolex. Le-am luat de acolo și nu e. Poate ziceți că sunt nebun. Uite, tu găsești un obiect acum. Bă, nu e al tău. Acum trebuia să prinde dacă trebuie să fac un jaf, nu? În cameră. Bă, ce ordonat e ăsta, bă, ești nebun? Ia uitați-vă! Am făcut eu un pic revășit, pa, o, hoțul când intră în cameră, ce face? Fără o pereche de șosete dacă e cumva nouă, dacă nu-i purtată. Noi! Grație mile! Am luat-o. Ce mai? Să duce la bani. M-am dus de la portofel, am văzut bani din portofel, am luat banii din portofel, am făcut acolo un pic de cumpăr. Lasa hoțul. Ce faci, măi, turbatule? Ha? Aveam două, eu. Eu nu mănânc cu două linguri, nu conduc două mașini, nu dorm în două paturi. Bre, tăticule, la mulți ani, bre. Ți-am luat un Rolex, bre, de ziua lumea ta. Mă duci serios? Dacă zic. Bre, la mulți ani. Știi că eu nu ți-am luat nimic niciodată, bre. Da, acum că e ziua lumea ta, că a fost ziua lumea ta, și am venit așa, am venit ca nesimțitul cumva. N-ai venit, adică? N-am venit. Vreau să mă revanșez față de mata și să-ți iau un ceas. Nu e chiar scump, cred că e 15-20 de mii. Îl meriți! Că și el mi-a dat când a avut. Nu știu dacă mi-a dat de la el, dar mi-a dat când a avut. Ca să vezi, eu mi-am luat la fel. Am avut bani mulți și mi-am luat două. Și mă taie unul și eu am unul. Acum suntem frați de ceasuri. Ia uite! Tă-tă-tă! Foarte bling-bling! Hâți, Johnule, hâți, Johnule, hâți! Bravo! Acum ne-am mărit ceas. Hai la Dorian, că e peste stradă. Eu atunci am văzut. Peste strada cu Anda Adam. La care el și da, mergem, dar fii atent. Orice ne pune să facem, facem amândoi, dar cum eu cu mâna dreaptă, cu tu cu mâna stângă. Să vedem dacă Dorian vede. Liviu, dacă nu faci... Dacă mata nu faci, ne certăm, nu, dar... Nu, cine nu trage, cine nu trage are ce? De-a face cu mine, jur. Ce nu trage, ce vrei? Bine. Ce vrei să tragi? Să tragem, uite când zice asta, coarda. Hai, băi, tata, că nu te luăm la Asia Express aici, aud. Așa, tată, ia-l, tată, ia-l. A, nu, dăm și noi din mâini puțin, așa, mai, uite cât s-a lăsat soarele. Cum să-l lași, mă? Păi, dar nu mă ceartă neamarin după aia? Nu mă dă de seară, băi, ce mare la ai? Doamne, e cam aspru, ginerele dumneavoastră! Se vede treaba că mulți ajung să se creadă neamărini, uitând cine sunt cu adevărat și cu cine au de-a face. Îi lăsăm să-și rumege în tihna aventura vieții lor, aventura noastră preferă alte specii de abordare. Auzi, bă, dar nu vreau, eu nu vreau pălincă, nu vreau țuică, eu nu beau țuică, eu beau pălincă, așa că... Da, o bere, dacă... Nu, ai nici aia, nu vreau. Mă, Andreție, cum îți merge? Că am făcut pe toate gardurile. Printre. Și printre, da. Ca la tablouri, de-i fac, Ruby. De-i fac felul principal. Între așa. Păi și cu ce bag între? Pensula. Și să strică pensula. Nu. Hai, băi, tată, mai terminăm noi treaba asta. Ce face groparul nostru? Mai aproape am terminat. Am terminat. Groparul terminat, nu? Uite. Ia uite. Au ce frumuseți. Păi da. Ha? La altă ce faci? Care la altă? Aici.
Păi ăla știi ce mai faci, mâncă, dacă facem noi totul, ce faci? Rămâi singur aici trist? Pe partea cealaltă. Păi da, pe partea aia de cinist. Dăm și pasta, nu? Ăștia chiar ne-au chemat să le facem toată treaba, voi. Șmecher, e gura liv. Băi, 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 n-ai dat bine, băi, 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 n-ai făcut aia, băi, 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 băi. Dintr-una în alta și m-am dat noi în fotbal. Dacă îl puneai să vorbea, să vopsească roșu și albastru, roșu și albastru... Făcea mătreaț. Era o nebunie, îi plăcea. I-a făcut e, ai, ai? Ce, da. Este list, vrei? Da. Stai, bine, nu mi-aduce culorile alea, că eu mor dacă mi-aduce alea. Andrei este mare rapidist, extrem de mare rapidist. Este un fan înfocat, rapid, de când e mic. Dacă să pleci cu fularul de aici, că dacă vopsea pe el. Oh, acum eu am o întrebare sinceră. Du-te de aici, du-te de aici cu el, bă, că fac mă. Ce, mă? Pleacă de aici, pleacă de aici cu el. Ce ca să mi-l pună mie de gât. Pe fularul ăla nu stă la gâtul meu niciodată. N-are cum. Pleacă că dau cu vopsea pe el. Păi ia-l, mă, pe gât. Apa! Bravo! Forța asta! Oh, bă, leu. Du-te, mă, de aici. Du-te. Auzi, am o întrebare. Cu cine ții, cu Steaua sau cu FCSB? Cu amândouă. N-am dat mai enervat omul atât de tare cu Steaua lui și cu astea, că i-am scris pe gard. Echipa mai frumoasă. Bravo, asta e. I-am scris, i-am încadrat, am și vopsit în jurul lui ca să fie frumos. Wow, 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 wow. Cu asta cred că putem încheia seara. Și am trecut la următorul panou. Alo, tată, mai e? Cum, bă, cum, uite. Ce scrie? Uite ce frumos e, uite. Hai, las că forța am eu, dă-i bătaia acolo, lasă forța, hai să terminăm o dată. Ce mă, nu-ți place acolo, uite ce frumos scrie. Nu vedea omul, i-a zis, uite ce frumos am făcut, ți-am făcut gardul, să știți, aia, mamă. Când a văzut omul rapid acolo, i s-a făcut rău, uite ce frumos arată. Te bă de aici, dă bă, bă frumos, stai mă, bă, nu, dă, nu, dă. Bă, 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 frumos, e păcat de artist, bă. Bă, e păcat de artist, pe cuvântul meu. Cu sufletul acolo. Bă, bă, nu fi mai așa. Eu ți-am făcut frumos, amore, uite ce frumos. Ștești tu după ce plec eu, uite. Și-ți mai fac și aici frumos ca să fie atmosfera frumoasă. Nu mai știa ce să zică. Ia, uite că, uite. Bă, șterge aici. Mă, bă, 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 nu. Bă, e păcat, bă, e păcat. Ce rușine să faci așa ceva cu mine? Uite, mă, ce frumos, bă. De ce ștergi, mă? Uite, mă, ce frumos. Da, lasă-l, că-mi place București. Ăla, pesul a stricat. N-a reușit. Că rapidul dă-i nu-i acolo, oricum toată viața o să aibă imaginea că pe gardul ăla a scris rapid București. Păi dacă se face în București, de ce-mi ții cu rapid? Ce faci cu mine cu gardul? Păi și ole, ole, ce are, ole, ole? Stai, mă, ole, ole, ce are, ia? Ole, ole, e bun. București, păi de ce ole, ole, dar nu rapid. Și uite ce frumos se vede rapidul ăla, bă. Că l-ai șters, bă, nene, bă. Uite, m-aș și murdărit, hai. Păi vezi, Dumnezeu, Dumnezeu îți dă Dumnezeu. Dumnezeu îți dă. Dumnezeu că vrei tu. Uite, scriu aici. Forța Steaua. Vrei să scriu Steaua? Nu scrie Steaua. Ba da, uite, uite, uite. Steaua. Uite, mă, băi, uite, mă, ce frumos. Scrii tu Steaua? Da. Uite, fii atent. Ste... Ia. Ste... A... Oaia. Steaua, bă. Știi, bă, oaia. Știi, Steaua, bă. Și pune și bă aici, uite. Bă... Stai, băi, nu stii că... Dacă-l supără Gigi acum, cred că te face barză. Păi de ce ce are? Că ele cu oile. Ce nu te mai lasă oile cu animale. Ce treabă are una cu altă? În fine, până la urmă ne-am împăcat, oamenii sunt ok, ne-am distrat un pic, am făcut mișto unii de alții, după care ne-am achitat oarecum de treburile pe care trebuia să le facem. Eu am vopsit gardul, am terminat, Rubia a tăiat trandafirii, a fost ok. Mulțumim că ați venit. Să rămână la noi, vă mulțumim că ne-ați primit. Acum eu vă spun sincer, eu plec cu un regret de aici. Că n-ai lăsat rapid Bucureștiul ăla acolo. Puteai să-l lași și să făcea ziua frumoasă când veneai acasă și vedeai pacția aceea de cum ai stat în București. Tata viitoare, când mai veniți. Tata viitoare. Lăsați, lăsați. Ți-am mulțumit foarte frumos și am plecat către Cir. Bravo. Ți-a ieșit perfect. Uite, a fost foarte bun. Bine, puteai să și mai bine. După care asta Albanu un pic, am ridicat un pic momentul. Facem mai cu să le evităm așa? Am avut și plasă, nu știe nimeni. Noi am avut plasă. Ia, fii atent că le iese. Cine a ieșit foarte bine. Cireșe de pe tort, uite. Nu știu care e treaba cu seara asta, dar este cea mai frumoasă seară și uite, parcă e un făcut. Dumnezeu face ca ultima seară să fie și aia cea mai cea.